Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt în plin divorț, iar așa cum se întâmplă de fiecare dată, urmează și partajul. Ce avere uriașă au de împărțit cei doi soți după cei 12 ani de mariaj, bărbatul i-a deschis recent proces fostei sale partenere de viață, asta deoarece Alina Sorescu susține că el își dorește ca fetițele lor să stea la el până când se va soluționa procesul de custodie. Divorțul se pare că e unul scandalos și urmează ca aceștia să se întâlnească prin tribunale pentru a ajunge la un numitor comun. Dar vor avea și de făcut partajul și să-și împartă astfel averea pe care au făcut-o în cei 12 ani de mariaj, cei doi au construit de la zero o casă ale căror costuri se ridică la jumătate de milion de euro, iar acum rămâne de văzut cum vor împărți aceștia această proprietate în rest. Alina Sorescu își câștigă veniturile din proiectele de televiziune și contractele de imagine, dar are și o școală de muzică. La rândul său, Alex Ciucu are un atelier de creație vestimentară încă din anul 2006. Iar în 2010 el a devenit și furnizorul oficial al Casei Regale, dacă Alina Sorescu a decis într-un final să vorbească despre divorț și să facă primele declarații despre acest subiect care a pus showbizul pe jar în ultimele zile, Alex Ciucu nu își dorește să ofere nicio declarație despre separarea de partenera sa de viață ieri. Acesta a mers împreună cu tatăl său la judecătoria Buftea fiind termenul în procesul pe care chiar el l-a înaintat cu privire la custodia copiilor până la soluționarea divorțului însă nu și-a dorit să stea de vorbă cu jurnaliști prezenți la fața locului